în legătură directă cu Valentina Ungureanu, cetățeana Republicii Moldova, care a câștigat recent titlul de Miss Londra. Mai multe ne spune chiar ea. Valentina, te salutăm cu mare drag și mulțumim frumos pentru că ai acceptat să intre în legătură directă cu noi. Bună seara tuturor! Sunt Valentina Ungureanu, am 29 de ani și sunt stabilită de mai mult de 10 ani în Marea Britanie. De specialitate sunt make-up artist. Am avut ocazia de a participa ca și make-up artist la aniversarea de 10 ani la London Fashion Week alături de echipa Girl Mad Brushes, iar sunt mândră că lucrările personale cât și echipei fiind publicate în Elle, Vogue și Bazaar. Sunt pasionată de modă, poze, design și flori. În prezent studiez business și management cu scopul de a gestiona cu ușurință propriul business în viitor. Valentina, spune-ne un pic despre participarea la concursul propriu-zis. Ce probe au fost mai complicate pentru tine? Sau care crezi că a fost atuul tău față de celelalte participante? Încerc scuze? Nu s-a auzit bine. Te întrebam, Valentina, despre probele din cadrul concursului și care crezi că a fost atuul tău față de celelalte participante? Cu siguranță că toate fetele au fost pe măsura așteptărilor, ca să zic așa. În primul rând vreau să vă mulțumesc, este o adevărată plăcere să mă aflu aici la Live Studio pentru a vă povesti despre aventura mea extraordinară și participarea mea la Miss London. Când am decis să-mi depun candidatura pentru Miss London, am știut că nu este vorba doar despre frumusețe și despre forța interioară și despre curajul de a ieși din zona mea de confort și de a reprezenta cu mândrie țara noastră pe o scenă internațională. Fiecare zi a fost o provocare, dar a fost și o oportunitate nesfârșită de a învăța și de a crește. Am întâlnit fete uimitoare din întreaga lume, fiecare dintre ele cu vise și aspirațiile lor. Împreună am împărtășit experiențe valoroase, ne-am susținut una pe cealaltă și am construit prietenii ce vor dura o întreagă viață. Ce m-a pus pe mine în valoare este dragostea și pasiunea mea de a face lucrurile și de a fi originală și simplă în modul meu de a fi. Valentina, de zi, acest titlu îți dă posibilitatea să mergi mai departe în cadrul unei alte etape, a unui alt concurs de frumusețe sau poate îți dorești tu să ajungi la alte concursuri de frumusețe? Da, în continuare va fi finala în octombrie pentru Miss Great Britain. Și acest concurs m-a învățat nu doar despre elegantele prezentări pe scenă și despre importanța de a fi un lider, de a sprijini cauze sociale și de a contribui la comunitatea din care fac parte. Am luat parte în diferite proiecte pentru a prevenit cancerul și aceste inițiative mi-au întărit convingerile că fiecare dintre noi poate face o diferență și aceasta este o campanie care anume bazată pe aceste proiecte de a susține lumea, de a face o schimbare în întreaga societate. Da, este mare finală în octombrie pentru Miss Great Britain. Deci, normal, este o platformă care te poate dezvolta ca om și îți poate deschide drumuri noi și oportunități. Valentina, felicitări pentru titlul câștigat recent. Mult succes pentru, hai să zic așa, pentru marea finală care se va desfășura de asemenea foarte curând și ne-ar plăcea tare mult odată să vii și în studioul nostru și să revii acasă în Republica Moldova. Să discutăm mai multe. Mult succes. Mulțumesc foarte mult.